Așa. Revenind, îi spune părintele Maximus lui Achilles, reține că participarea la tainele și la tradiția bisericii este o formă de hrană spirituală care pătrunde în lumea noastră interioară și dă sufletului puterea să respingă aceste logisme. Și tot el vorbește aici un alt lucru important despre ce înseamnă asceza, aschezis, și cum se face această purificare, purificație sau catarsis prin asceză. Și el enumeră câteva metode, să zicem, sau atitudini pe care creștinul trebuie să le aibă. Rugăciune, post, veche nocturnă, participarea la taină, adică la spovedanie și împărtășanie, aici presupunându-se cazul foarte fericit al unui duhovnic, studierea Cuvântului lui Dumnezeu și a vieților sfinților. Și spune el în final, toată această lucrare duce la întărirea sufletului care e îmbrățișat de harul lui Dumnezeu. Aceasta e calea pe care pornește sufletul pentru a dobândi sănătatea spirituală. Mulțumim, Mihailiță!